Atragerea de fonduri europene, zero. Ați cheltuit banii, ați încercat să cheltuiți banii Consiliului Județean și nici mai n-ați reușit să-i cheltuiți, pentru că an de an au fost dați pierduți, de fapt, pentru județul Mărila, bani, din cauza faptului că dumneavoastră nu ați fost în stare să cheltuiți banii pe care Guvernul României, indiferent ce l-a condus, i-a atribuit județului Mărila. O să vă spun, dacă noi an de an am purtat la discuție la buget, de fiecare dată erau bani necheltuiți și la execuții rămâneau bani pe care îi distribuiam, an de an au fost sume, nu mi le-aduc aminte acum pe fiecare, dar au fost ședințe publice, domnule președinte. Da. Au fost ședințe publice în care, dacă vreți, domnul procesul de verbal și o să vă spun și sume, nu mi le-amintesc acum, normal. Dar, datorită acestor contraperformanțe, este normal ca Guvernul României să aloce bani către instituțiile și către OAT-urile, Consiliul Județean, care performează. E normal. Dacă dumneavoastră nu ați reușit cu echipa pe care o aveți să atrageți bani europeni, să cheltuiți banii pe care dialogă Guvernul, nu înțeleg de ce vă plângeți că nu ați mai avea sume suficiente. Banii sunt suficienți. Diferența este că Guvernul României, Guvernul PNL, își asumă respectarea tuturor legilor. Și alea date de PSD, care au făcut oamenii să iasă în stradă, și legile care trebuie să îndrepte unele greșeli ale guvernărilor trecute. Dumneavoastră acum, dați-mi voi să vedem, v-am ascultat. Primați metode că intrăm, până să scoară domnul consilier. Dumneavoastră. O să discut și eu despre pe domnul președinte. Deci, da. Eu nu v-am întrebat. A spus tot ce ați vrut despre guvern, faceți conferințe de presă, dar a spus aici în ședință și de asta, altfel nu se dumneavoastră acum veniți și ne propuneți la un proiect de hotărâre, lăsând forma aceea pe care a discutat-o domnul Nichita, un proiect de hotărâre care nu respecte legea salarizării pe care PSD-ul și-a asumat-o, pe care PSD-ul a susținut-o și pe care PSD-ul nu mai vrea să o pună în aplicare. Da, domnul Băscăr. Dumneavoastră. Luați la prefectură. Numai puțin. Noi avem responsabilitatea votului aici. Până ajungem să contestăm hotărârile de Consiliu, noi avem responsabilitatea votului. Da. Trebuie ca toți consilierii să știe ce avem de spus, să înțeleagă și punctul nostru de vedere și să acționeze în consecință și să răspundă pentru ceea ce votează. Că despre asta este vorba. De asta sunt discuții la proiectul de hotărâre. Da? Acest proiect de hotărâre, practic, și în fapt, nu respectă legea salarizării. Pentru că, în primul rând, nu are forma și ne lipsește o anexă. Din 2018, noi votăm un proiect în 2020, fără să mai intru în detalii care s-au discutat deja, numărul 1, iar a doua, nu puteți să mulțiți un salariu minim pe economie crescut de la 1 ianuarie 2020 cu același coeficient din 2018 și să vă dea rezultatul din 2018. Asta cred că este o chestiune elementară. Dacă o greșesc, poate n-am destul de pregătire în domeniul ăsta. Dar lucrurile astea... N-ați înțeles nimic, domnul. Nu, eu am înțeles pentru că m-am uitat pe site-ul Consiliului Județean, am proiectele la mapă și ne-am uitat împreună cu toți colegii la proiectele din anii trecuți. Cel puțin 2018, când era grad de salarizare și unde coeficienții au fost stabiliți până în anul 2022. Nu pot fi modificați coeficienții. Puteți să răspundeți la întrebare? Dacă noi nu modificăm imediat, dacă noi nu modificăm coeficienții și înmulțim cu o sumă mai mare, nu este clar că rezultatul este mai mare, nu discutăm acum de sume absolute. Este o chestie banală. Am înțeles. Într-o ordonanță de urgență. Deci, dar să ne... Sunt în regulă. Am înțeles. Principiul matematica nu e bună. Înseamnă că mergem la principiile de valoare.